Sancțiunile dictate împotriva Rusiei au dus la o situație care aduce aminte de anii 90, când economia acesteia s-a prăbușit după destrămarea Uniunii Sovietice. Magazinele sunt din ce în ce mai goale, iar oamenii se înghesuie la mâncare. Bătaie pentru mâncare în Rusia. O adevărată goană după zahăr a fost surprinsă într-un supermarket din nordul capitalei ruse. Erau rafturi goale, fără sare, fără zahăr, fără paste, fără hrișcă și doar cu orez scump, a povestit o pensionară care a asistat la lupta pentru mâncare. Oamenii au văzut deodată un cărucior cu zahăr și au fugit spre el. Au atacat căruciorul, împingându-se unul pe altul agresiv, a povestit femeia. Miniștrii europeni ai finanțelor au aprobat formal un al patrulea pachet de sancțiuni care vizează peste 600 de cetățeni ruși, în ceea ce reprezentantul francez Bruno Le Maire a catalogat ca fiind o decizie istorică, transmite CNN. Miniștrii de finanțe din statele Uniunii Europene au aprobat un al patrulea pachet de sancțiuni pentru Rusia. Este cel mai rapid, cel mai puternic pachet de sancțiuni adoptat vreodată de Uniunea Europeană în istoria sa, spun miniștrii. Numele cetățenilor ruși și ai entităților vizate de noul val de sancțiuni nu au fost dezvăluite.